Ce ne așteaptă? În câteva ore deja românii se pregătesc pentru această noapte. Cum o să fie și dacă sunt zone din țară unde, din păcate, vom avea parte de ploi? În această noapte, temperaturile minime se vor situa în general între 3 până la 11 grade, iată valori pozitive, ceea ce înseamnă o vreme mai caldă decât în mod obișnuit. Este posibil să consemnăm ploi de scurtă durată și descărcări electrice doar în zona montană și izolată în partea de sud-est a țării. Veștile sunt bune. Mâine vorbim de o vreme deosebit de caldă în toate regiunile, chiar mai caldă pentru o ultimă decadă a lunii aprilie în țara noastră, pentru că dacă astăzi valorile de temperatură la nivelul maximelor se vor situa frecvent între 15 până la cel mult 22-23 de grade Celsius și deja consemnăm în partea de sud-est a țării valori de 22 de grade Celsius, iar în capitală 19 grade Celsius la București și la Filaret, mâine valorile vor fi în creștere față de ziua de azi, 17 până la 26 de grade, cu 24-25 de grade în capitală. Și chiar și începutul săptămânii și mai ales prima parte a săptămânii va fi caracterizată de valori de temperaturi mai ridicate decât în mod obișnuit, pentru că de pildă luni vom putea consemna valori de până la 27 de grade în Muntenia și sudul Moldovei, dar în același timp vorbim și de perioade de instabilitate atmosferică în care aversele să aibă caracter torențial și să fie însoțite de descărcări electrice și izolat intensificări ale vântului. În acest moment, în capitală, a început ușor să picure. Situația în această noapte care va fi și cam câte grade se vor înregistra în termometre? Și dacă ne puteți ajuta cu o paralelă în București, pe litoral și de asemenea în zonele de munte, unde bănuiesc că vor fi totuși cele mai scăzute temperaturi. Într-adevăr, în capitală, pe parcursul acestei nopți, minimele vor fi cuprinse între 8 până la 9 grade, cu un cer variabil, deci iată putem să mergem la slujba Învierii Domnului. În ultimul rând, pe litoral este posibil să consemnăm valori de temperaturi în jurul la 5-6 grade, iar în zonele mai nordice, ușor mai scăzute, cum este și normal în această perioadă, valori de cel mult 3-4 grade în zonele montane înalte. Cu siguranță însă, indiferent unde ne vom afla, sărbătoarea Sfintelor Paști ne dă prilejul să fim în familie și să privim, indiferent dacă vom avea și câteva ore mai înorate, ceea ce înseamnă semnificația acestei sărbători pentru creștinătate. Așa este, până la urmă e cel mai important lucru. Să aveți un Paște fericit, doamna Mateescu, vă mulțumesc foarte mult pentru toate aceste informații.